Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit joi 27 aprilie 2023 sfințirea unui monument închinat Maicii Domnului cu binecuvântarea înal preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Acesta se află în centrul localității Horodnic de Sus, județul Suceava, și a fost sculptat la Coșăuți, Republica Moldova, prin dragostea și efortul arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Pe lângă numeroși locuitori ai comunei Horodnic de Sus, la slujbă au participat fii duhovnicești ai părintelui stareț Nicodim, autorități locale și elevi de toate vârstele. Cuvântat este Dumnezeu, lor și totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți. Către ei că păzeau mărturiile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Sunt crucii potătoare de viață pe care iubitul Tău, Fiul pironit fiind, a murit și cu moarte pe moarte au omorât și toată puterea diavolului a sfărâmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale armă nebiruită, sfințire și acoperământ tare și credință întărire. Și trimite peste noi binecuvântarea Ta cerească, binecuvântează și sfințește pe ea și umple de puterea și binecuvântarea lemnului acelui pe care ai fost pironit prea Sfântul Duh al Domnului nostru Iisus Hristos. Troița aceasta și o binecuvântează. O sfințește și îi dă ei să fie semnul precojător și tare asupra tuturor vrăjmașilor văzut și nevăzut, spre izgonirea și înfrângerea tuturor puselor. Să bine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează naște. Hristos a înviat! Hristos a Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit înalt preasfințitului Calinic pentru binecuvântarea de a sluji la Horodnic de Sus, iar apoi a făcut referire la cinstirea Maicii Domnului în Ortodoxie. De asemenea, l-a apreciat pe primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Petrică Luța, pentru amabilitatea de a pune la dispoziție locul pentru monumentul închinat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este un bucurător faptul și numărul de copiii care i-ați adus aici și aceasta înseamnă că va rămâne în memoria lor acest eveniment și de fiecare dată când vor trece pe aici cu siguranță se vor însemna cu semnul crucii așa cum fiecare dintre dumneavoastră este frumos și bine să treceți să vă închinați și să sărutați. Poporul român este un popor care a cinstit tot timpul pe Maica Domnului și Maica Domnului a purtat de grijă poporul român. Această rânduială de a așeza este așeza semnii creștini la intersecție, este veche în ortodoxia noastră, în neamul nostru românesc. Am dorit prin aceasta să arătăm că noi păstrăm credința adevărată și le cităm pe toți care au ostenit și au contribuit la ridicarea acestei troițe. Am înțeles că Părintele Stareț, Părintele Nicodim, are contribuția cea mai mare aici
și mă conving încă o dată, Părintele Stares Nicodim, cât de harnic este, pentru că Părintele este în Basarabia, Părintele este în zona Iașului, Părintele este și aici în Bucovina. Bun, el bucovinean fiind, este și explicabil faptul că ține la acest pământ binecuvântat. Mulțumim tuturor și doar atâta vă îndemnăm să rămâneți în credința strămoșilor noștri, înaintașilor noștri, să rămâneți cinstitori de aceste semne frumoase și binecuvântate, cum este semnul Sfintei Cruci și, bineînțeles, chipul Maicii Domnului. Să fiți binecuvântați, pace și multă liniște să aveți în casă și în sufletele frăților voastre, dar Maicuța Domnului să vă aibă pe toți sub acoperimentul său, să vă păzească de boală, de ciumă, de venirea altor neamuri asupra noastră, să șadă acolo adânși acasă toți, dar noi să te fim în pace și liniște și să dăm slavă Dumnezeu. Părintele Ionel Constantin Maloș, protopop al protopopiatului Rădăuți, a apreciat dărnicia Părintului Stareț Nicodim, care, pe lângă monumentul târnosit, a mai dăruit anul trecut bisericii Izvorul Tămăduirii din Horodnic de Sus, o icoană cu chipul Maicii Domnului. Din partea Centrului Eparhial Suceava, Părintele Stareț a primit cea mai înaltă distinție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Crucea Bucovinei. Mai cu seamă, cred că cea mai mare bucurie a dăruirii a fost cea înfăptuită de Părintele Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, cel pe care dumneavoastră cu toții îl cunoașteți. Astăzi se cuvine să-i mulțumim Părintelui Nicodim, cel care a jertfit din cele pe care Dumnezeu i-a dăruit lor și va binecuvânta comunitatea dumneavoastră cu această troiță, cu acest dar. Cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Arhiepiscop Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, am primit acest mandat ca astăzi să-i mulțumesc într-un mod mai aparte Părintelui Stareț Nicodim. Părintele Arhimandrit Nicodim va primi astăzi, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Arhiepiscop Calinic, Crucea Bucovinei. Noi, Calinic, prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: preoții care își țin bine dregătoria să se vrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și învățătura. Văzând lucrarea virtuoasă într-o apărarea și slujirea dreptei credințe, precum și într-o cultivarea și promovarea valorilor neamului strămoșesc și înțelegând importanța pe care această lucrare o are în sânul comunității creștine, conferim cu părintească dragoste Crucea Bucovinei preacuviosului Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, stareț al Mănăstirii Hadâmbu, pentru remarcabilă activitate dedicată bisericii și comunității. Ferice de cei care, urmând exemplul înaintașilor, poartă prin istorie bucuria Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul Mântuirii 2023, luna a patra, ziua a 27-a, semnează Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Predic este! Axios! Primarul Valentin Petrică Luța a oferit apoi arhimandritului Nicodim Gheorghiță diploma de cetățean de onoare al comunei Horodnic de Sus. Un cadou neașteptat de la Sfinția sa, Părintele Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, a fost pentru mine o mare surpriză. Și la nivelul Consiliului Local am hotărât să-i acordăm titlul de cetățean de onoare
și să-i urăm și la mulți ani pentru sâmbătă, că știm că este ziua dânsului. Și să-i mărturisesc că acum vreo, cred că sunt îndată 20 de ani, când am fost prima dată la Mănăstirea Hadâmbu, și acolo erau drumurile pline de noroaie și era destul de greu să viețuiești în acea vreme acolo. L-am ascultat cu mare dragoste cum ne povestea despre începutul dânsului acolo, lângă peretele de sute de ani al mănăstirii, unde era doar el și măicuța Domnului, și unde iată că prin dragoste și prin jertfă s-au întâmplat lucruri minunate. A venit o lumină de acolo și aici la Horodnic, o legătură pe care noi o vom purta peste veacuri și comunitatea din Horodnic de sus vă este recunoscătoare. Vă mulțumim și vă apreciem. Hotărârea numărul 25 din 27 aprilie 2023, articol unic, se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Horodnic de Sus Sfinției sale Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, Iași. La mulți ani să trăi. Părintele paroh Grigorie Florin Vatamaniuc a remarcat că părintele stareț a fost povățuitor încă din vremea studenției și a transmis câteva cuvinte legate de acest moment. De astăzi vine să ne arate că nimic nu e întâmplător în viața noastră, ci atunci când ne punem încrederea în ajutorul lui Dumnezeu și când o avem pe Maica Domnului povățuitoare a vieții noastre, atunci nimic nu e întâmplător. Vă privesc pe toți, mă uit la sfințirile voastre și mă gândeam așa. Un părinte drag nouă, născut în Bucovina, care a iubit-o pe Maica Domnului și care a cinstit-o cu faptele, pentru că acolo, la Hadâmbu, fiecare piatră are în ea și cruce, și lacrimi, și trudă, și nevoință, și multă rugăciune. De acolo am învățat că dacă o iubești pe Maica Domnului, Maica Domnului nu te lasă niciodată. Și de aceea țin să-i mulțumesc părintelui stareț pentru că ne-a fost povățuitor încă din vremea studenției. Mulțumim Maicii Domnului pentru purtarea ei de grijă și pentru faptul că adunându-ne împreună în fapte bune ne ajută să ne aburcăm unul pe altul în împărăția lui Dumnezeu. Părintele stareț pentru noi de acum este cetățean al Horodnicului. Despre motivele pentru care Troița Maicii Domnului a ajuns la Horodnic de Sus, a vorbit în cadrul momentului duhovnicesc arhimandritul Nicodim Gheorghiță. Am câțiva ani de zile de că sunt în Moldova, Iași, unde Maica Domnului a trimis lângă Sfânta Mumii Năsiu Preacuvioasa Parascheva, că Domnul este stareța locului, povățuitoarea, îndrumătoarea. Așa că m-am gândit aici de mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, referitor la icoana, frumoasa icoană din biserica dumneavoastră, am luat într-o zi și spun Maicuța Domnului, unii mă luminez, acolo duc. Și Maica Domnului a voit să fie aici la dumneavoastră. Cum aș putea să mulțumesc în puține cuvinte că Maica Domnului mi-a dat acest dar? Mulțumesc din inimă, Preasfântul Calinic, Arhiepiscopul Cevele Dăuțului, pentru gestul nobil care l-a făcut astăzi și pentru că nu m-a uitat. Și în ultimul rând mulțumesc Preasfințitului care a avut parte și noi am avut parte de prin un alt preasfințit de prezența ierarhului. Am cunoscut pe domnul primar, mă bucur că îl văd primar. În orice comunitate, orice sat are așa mare binecuvântare să aibă un primar, în primul rând un bun creștin, un bun gospodar și celălalt un bun soț și un bun tată. Vă mulțumesc tuturor pentru tot, să spun, pentru primirea frumoasă, în general, la toți preoții care au fost. Spunea preasfințitul nostru Antonie că vede lumea aici exact ca la o sfințire. Vede lucrul că sunteți iubitori de Maica Domnului și
o prețuiți pe Maica Domnului. Și am făcut în această zi sărbătoare, datorită dumneavoastră, prezenții dumneavoastră. Preasfinția voastră, preacțiunii și pe preotul, dați-mi voie să mulțumesc la fiii mei duhovnicești, care m-au urmat și sunt de față, domnul primar, doamna primar din comuna noastră, domnul viceprimar și ceilalți ucenici și fiii duhovnicești, care m-au urmat și, în ultimul rând, preacuțenii cu Părinte Nicolae, care vine din Basarabia. Încă o dată dumneavoastră celor prezenți, că până la urmă dumneavoastră sunteți podoaba bisericii. Și ce ați face dumneavoastră fără preot care mântuirea solul Dumnezeu și slujitorul? Și ce ar face solul Dumnezeu slujitorul fără credincioși? Bine spuneam, un preot este împlinit când vede mult popor. Încă o dată, Părinte Florin, pentru toate surprizele frumoase și plăcute și domnule primar, mulțumim! Corul de copii Lumina Lină din Horodnic de Sus a interpretat câteva cântări închinate învierii Domnului și preasfintei născătoare de Dumnezeu.